Ați văzut știrile de zilele acestea, săptămânile acestea, mare îngrijorare în NATO, în Uniunea Europeană, din cauza forțării militare a Rusiei la granița de est a Ucrainei. Numai pe dumneavoastră v-au impresionat aceste informații, aceste declarații, aceste știri. Pentru că n-o să vă vină să credeți, primari din România s-au întâlnit cu ambasadorul Rusiei. La întâlnire, ambasadorul Rusiei le-a vorbit despre nevoia ca toate informațiile care privesc amenințările rusești să fie privite critic. Iar primarii, după ce s-au întâlnit cu ambasadorul Rusiei și luați la întrebări de presă, au spus că de fapt acolo a fost vorba despre business. Și mai important, printre domnii primari de acolo a fost și primarul municipiului Alba Iulia. Domnul primar spune că atunci când s-a întâlnit acum aproape o săptămână cu ambasadorul Rusiei, situația nu era chiar atât de tensionată. În mod clar, domnul primar nu se uită la televizor. Despre această tărășenie imediat cu Iulian Fota, este directorul Institutului Diplomatic Român, și tot imediat vom vorbi la jurnal despre planul pentru 2022 al lui Elon Musk. Vrea să pună chip, să implanteze chip în creierul uman, va fi o premieră absolută. Care este obiectivul? Toate explicațiile cu Alexandru Mironov. Iulian Fota, directorul Institutului Diplomatic Român, în direct la Digi24. Bună seara! Bună seara! Criza asta nu e de dată recentă. Domnul primar ori se face că nu știe, ori chiar nu știe. Cum credeți că a fost posibilă una ca asta, această întâlnire de business cu Rusia? Ce business să facă cu Rusia primăriile din România? Pentru primarii ăștia, afacerile lor sunt mai importante decât țara. Din păcate, atitudinea asta am mai văzut-o și în anii trecuți. Eu cred că dacă ne-a rămas ceva de la Titulescu ca învățătură pentru generațiile viitoare, este tocmai corelația aceea între politica internă și politica externă. Deci ca să faci o politică externă coerentă, viabilă, care să promoveze, să apere interesele României, e nevoie de o politică internă adecvată. Ori în această, sau sub această cupolă a politicii interne, evident că intră și autoritățile locale. Chiar dacă, poate că uneori li se pare că n-au legătură cu lumea exterioară, că acolo în mic, unde ei încearcă să descurce, mulți poate pur și simplu căutând să ajute comunitățile locale, poate că cred că implicațiile politicii externe nu coboară până la ei. Eu, ca profesionist, aș vrea să spun că din potrivă, seva politicii externe pleacă în primul rând din modul în care comunitățile locale se racordează și susțin, dacă vreți, politica națională a guvernului și a celorlalte autorități constituționale. Deci e întotdeauna o legătură directă între politica externă și politica internă și, de altfel, acum vreo 40 de ani un investitor american chiar a propus un termen intermestic. El spunea că nu mai putem opera cu politica internă, politica externă separate, și din international și domestic el propunea o singură interfață pentru acestea două, o singură politică, și conceptul ăsta de intermestic întotdeauna a fost considerat ca fiind interesant și relevant, mai ales acum în globalizare, unde interdependențele astea sunt atât de accentuate. Deci pe plan local e firesc să te preocupi de bunăstarea comunităților și să cauți oportunități de afaceri, dar nu în pofida proprii tale țări, nu în pofida politicii externe pe care autoritățile legitime ale statului au decis-o și nu împotriva evidențelor, pentru că, cum bine a spus și dumneavoastră, povestea asta complicată cu Rusia nu e de ieri de astăzi, deci puteau să fie și un pic racordați, informați, sau măcar să fie avut acolo câțiva consilieri mai bine adaptați vremurilor și care să-i fi sfătuit că înainte de a face un pas ca ăsta, poate că nu-i rău să se consulte cu autoritățile centrale, poate că e obligatoriu să întrebe și pe la Ministerul de Externe ce părere au pentru a fi îndrumați, pentru că rostul Ministerului de Externe nu e decât a îndruma și a ajuta și comunitățile locale în astfel de situații complicate. Ambasadorul rus a făcut treaba, nu avem ce să-i reproșăm, e plătit de țara domniei sale să promoveze interesele domniei sale, a văzut o nișă, încearcă să o speculeze, dar întrebarea este de ce noi românii prezentăm astfel de fracturi interne către exterior. Ambasadorul Rusiei s-a întâlnit cu primarii noștri, e o țară liberă, pur și simplu nu s-a întâmplat nimic ilegal acolo, a fost o întâlnire între oameni. Întrebarea este care era obiectivul, ce a marcat aici Rusia, ce și-a dorit Rusia în povestea asta?
Rusia câștigă puncte, marchează un obiectiv de imagine, poate această întâlnire fi utilizată în contextul intern al Rusiei, spunându-se, uite, de fapt, oamenii în România sunt de acord cu ce face Rusia, uite, am avut întâlniri de afaceri, ce bine au mers discuțiile, oamenii și-au avut întâmpinare. Deci, dintr-o perspectivă rusească, lucrurile astea vor fi astfel prezentate și în locul ambasadorului rus și aș fi făcut la fel, pentru că înțeleg de plin misiunea și nevoia ambasadorului rus de a promova imaginea Rusiei aici. Pe de altă parte, sunt o serie întreagă de lucruri pe care, cum sunt, trebuie să le luăm în calcul, că și noi vrem relații bune cu Rusia. Dar, pe de altă parte, nu putem nega o serie întreagă de acțiuni negative, chiar ostile la adresa intereselor românești pe care Rusia le dezvoltă. Și aici nu e vorba numai de Ucraina. În egală măsură putem discuta o serie întreagă de alte chestiuni legate de această zonă a Mării Negre, inclusiv mergând până la Republica Moldova. Și atunci când știi că politica țării tale deja e complicată, că e o perioadă în care sunt o serie întreagă de revendicări, când știi că sunt o serie întreagă de supărări pe tine, inclusiv pentru faptul că ai aderat la NATO și la Uniunea Europeană, de ce să vină întâmpinarea acestor demersuri care, în primul rând, nu sunt plecate dintr-o intenție corectă, onestă, bună față de România? Simplu fapt că li se recomandă primarilor cum să citească presa, cum să citească știrile, cum să nu ia în calcul o serie întreagă de realități, mie mi-arată că acolo e ceva neregulă. De ce acest sentiment de neregulă nu l-au avut și primarii noștri? Asta este marea întrebare. Și discuția asta cu ei ar trebui continuată, că poate data viitoare sunt ceva mai înțelepți și, repet, înainte să facă un demers ca, sau să se angajeze în așa ceva, că au toată libertatea să facă chestiunea asta. Poate se consultă și cu instituțiile de specialitate care au responsabilitatea măcar a politicii externe în România, dacă nu și altor politici. Cum citiți dumneavoastră declarația asta? Aveți grijă? Tot ce se spune despre Rusia ar trebui să fie privit în sens critic? Nu tot ce se spune e adevărat? Ce înseamnă asta? Ambasadorii au obligația păstrării, prezervării, îmbunătățirii imaginii țărilor lor. Deci, repet, din perspectiva Rusiei și ambasadorului rus, acest demers este absolut normal, este absolut firesc. Când știi că Rusia a fost supusă multiplelor critici, inclusiv în România, evident că te străduiești să îmbunătățești imaginea și să combați, să contracarezi acele narrative care nu-ți convin. Nu am o problemă cu abordarea părții ruse. Problema mea în continuare, ca și a dumneavoastră, și cred că abordarea noastră este corectă, este partea română, ce a înțeles ea din acest demers, de ce s-a angajat, ca să zic așa, necondiționat într-un astfel de demers, mai ales când se știa foarte bine că la nivel internațional se pune problema sancționării Rusiei, se pune problema din nou a izolării Rusiei în cazul în care Rusia utilizează forța militară. Deci primarii ăștia n-au făcut altceva decât să tragă preșul de sub picioare instituțiilor statului responsabile cu politica externă sau cu politica de securitate națională și inclusiv, dacă vreți, să sape și acolo în meschinăria asta lor la credibilitatea politicii mai ample occidentale, care dacă nu e fermă și nu se bazează pe sprijin masiv popular, nu va avea succes în relația cu Rusia. Știți, cam când s-a întâmplat întâlnirea asta, a fost celebrul summit de securitate de la Stockholm, unde ministrul rus de externe a vorbit despre scutul antirachetă din Polonia și România. Deci, ministrul de externe al Rusiei vorbise despre România și a primit replica din partea ministrului nostru de externe și a primit replica din partea secretarului de stat american, chiar pe loc, că era acolo, la Stockholm cu el. Cum poți să spui că la momentul în care a fost întâlnirea, situația nu era atât de tensionată? Bine, nu e prima dată când oameni de felul ăsta sunt prinși cu o caua mică. Explicațiile lor sunt de multe ori penibile și putem să mergem și dincolo de chestiunea asta legată de politica externă în alte zone și vom găsi același tip de comportament absolut, cum să vă spun, de neînțeles. Prinși cu o caua mică, prinși greșind, prinși de multe ori, cum să spun, dând dovadă de incompetență, că aici este și foarte multă incompetență în aparatul. Primarul nu trebuie să fie expert în relații internaționale, bineînțeles că poate să aibă și altă pregătire, dar primarul, mai ales când se implică în astfel de activități, unu, ori are proprii experți, propria expertiză se bazează pe ea, ori cere asistența acelor instituții specializate, care de fiecare dată au oferit-o cu foarte mare larghețe, pentru că rostul, de exemplu, Ministerului de Externe este inclusiv să îndrume agenții de stat, alte ministere, alți actori, dacă vreți, intern, atunci când aceștia derulează proiecte sau inițiative de cooperare internațională. Numai că aici este și o foarte vizibilă și clară indolență vis-a-vis de ceea ce înseamnă interesele de ansamblu ale României ca țară. Deci au avut o abordare absolut meschină, individuală,
lipsită de considerație pentru politica mai mare, crezând că nu este și treaba lor, deși se înșală. Și ca atare, în loc să-și ajute țara și în loc să facă ceva bun pentru țară, au făcut ceva care dezavantajează țara. Și poate că la nivel mic comunitățile alea vor avea niște avantaje dintr-o eventuală relație comercială cu Rusia, măcar de ar merge și de ar funcționa. Că nu e așa de simplu să faci afaceri cu rușii. Dar ne ajută să câștigăm la nivel local mic și să pierdem la nivel mare ca țară. Iulian Fota, ajutați-ne să mai înțelegem ceva. Face în conjurul lumii o nouă confidență de-a lui Vladimir Putin. E un pic bizar pentru că, de fapt, informația este veche. Știm asta de foarte multă vreme, pentru că tot în interviuri, în declarații, Vladimir Putin spusese de mai multe ori că dispariția Uniunii Sovietice a fost o mare nenorocire. De data asta adaugă și că, din cauza crizei care a venit după căderea Uniunii Sovietice, el a fost nevoit să lucreze ca taximetrist. Probabil că rușii sunt impresionați de astfel de confidențe? Nu cunosc foarte bine evoluția președintelui Putin după destrămarea Uniunii Sovietice. Știm că pentru foarte multă lume în Rusia a urmat o perioadă foarte grea, asta este o realitate. Știm că trecerea de la Uniunea Sovietică la Rusia și de la sistemul centralizat și îmbâxit la democrație a costat mult din confortul din bunăstarea rusului obișnuit. E foarte posibil ca președintele Putin să fi trebuit o perioadă, nemai fi nevoie de atât de mulți militari, nemai fi nevoie de atât de mulți ofițeri de informații. Președintele Putin să fi trebuit să treacă printr-o perioadă de adaptare. Dar haideți să discutăm, că asta este aspectul important. De ce s-a destrămat Uniunea Sovietică? De ce rușii au ajuns să ceară destrămarea propriei țări? Ce țară era aia care nu putea asigura un minim de nivel de trai? Un minim, dacă vreți, de confort personal, un minim de confort intelectual și efectiv a adus la disperare, cum să spun, toate acele popoare care, e adevărat, și din motive de asupriere națională au cerut dezmembrarea Uniunii Sovietice, dar primii care au cerut dezmembrarea Uniunii Sovietice au fost rușii, că toți ceilalți au profitat de această oportunitate. Cei care împart Uniunea Sovietică sunt rușii cu ucrainienii și cu belarușii, cu belarusul. Știm acordul celor trei președinți unionali care a dus la sfârșitul 1991 la destrămarea și dispariția Uniunii Sovietice. Deci nu Occidentul prin agresiune militară sau prin invazie sau prin campanii informaționale a destrămat Uniunea Sovietică. Uniunea Sovietică s-a prăbușit pe propriile picioare, fiind un uriaș cu picioare de lut. Asta este întrebarea pe care, în mod normal, ar trebui să-și o pună președintele Putin, pentru că, dintr-un punct de vedere, Rusia cam intră pe calea Uniunii Sovietice. Și Uniunea Sovietică a încercat să stăpânească lumea prin, cum să vă spun, narrative ideologice și prin putere militară, inclusiv prin diferite agresiuni. Și, în final, am ajuns la rezultatul catastrofal și înțeleg noțiunea de catastrofal de la sfârșitul 1991. Adevărata catastrofă este că, probabil pentru propaganda lui Vladimir Putin și pentru ce încearcă să construiască acum, este foarte ușor să dea vina pe cineva, probabil pe Gorbaciov, că a căzut. Pentru că se poate face, președintele Putin se confruntă cu o paralelă foarte periculoasă. Foarte periculoasă. Și Uniunea Europeană a încercat să supraviețească prin agresiune militară și prin intimidare și nu a reușit. În final, cetățenii acelui stat au cerut reorganizarea pe alte baze și dispariția Uniunii Sovietice ca formă de organizare statală. Ăsta este adevărul cumplit de care nici președinte Putin, nici rușii obișnuiți nu pot fugi. Și în continuare, dacă te uiți la lipsa de performanță economică a Rusiei, la lipsa de libertate intelectuală, la această țară unde a gândi poate fi periculos, stai și te gândești în continuare care va fi viitorul ei. Da, pentru că Uniunea Sovietică s-ar fi destrămat oricum. Pentru că, din punct de vedere economic, nu mai stătea în picioare. Știm cu toții asta. Avem documente, avem memoriile celor implicați, știm la milimetru situația. Eu întotdeauna recomand studenților să analizeze acest caz când Polonia cere ajutorul Uniunii Sovietice să reziste în fața solidarității. Regimul comunist polonez, să fie exact. Știți ce au cerut comuniștii polonezi? 40.000 de tone de carne. Deci toată salvarea comunismului în Polonia, putem spune, că a stat în 40.000 de tone de carne. E bine, Marea Uniune Sovietică, care era disperată să salveze Polonia, confruntată cu o criză economică internă și cu presiunea solidarității, nu a putut furniza polonezilor și asta este, episodul ăsta e redat pe baza arhivelor de unul din cei mai importanți dizidenți sovietici.
Deci Uniunea Sovietică n-a putut furniza mai mult de 20.000 de tone de carne. Deci Marea Uniune Sovietică, cu arme nucleare, cu KGB, cu armata aia de 1.000.000 de oameni care ținea în șah Statele Unite și Tratatul NATO, nu a putut să dea carne, adică mâncare, polonezilor, pentru că nu mai aveau nici pentru ei. De aceea s-a destrămat Uniunea Sovietică. Nu pentru că Occidentul, firesc într-un fel, a pus o anumită presiune pe Uniunea Sovietică. Din interior, regimul era deja sterp, era șubred, n-au fost nici atât de înțelepți, precum chinezii, să înceapă cu, de jos, cu hrănirea poporului, cu liniștirea lui, cu redarea speranței și încrederii, sau agățat de acea fantasmagoria a lui Gorbaciov, cum că reformele politice pot să deblocheze situația economică și, în final, n-au avut nici, spre norocul nostru, deși au încercat, tăria de a utiliza soluția de forță pentru a mai prelungi agonia sistemului. Și în final, Uniunea Sovietică dispare, un lucru remarcabil pentru noi ceilalți, inclusiv pentru România, pentru că în felul ăsta, după 200 și ceva de ani, dispare granița comună cu Rusia. Granița se mută cu 600 de kilometri după Ucraina și asta este până la urmă marea semnificație a Ucrainei de astăzi. După 200 și ceva de ani, când am avut graniță terestră comună, și vedeți în Belarus cât de importantă e granița comună terestră, cel puțin în momentul ăsta în ce ne privește, neavând graniță comună cu Rusia, o serie întreagă de tehnici de hărțuire, cel puțin la adresa noastră, nu vor, dacă cumva prin viitorile atunci asta prin cap, nu vor putea fi aplicate. Din păcate apar idioții utili. Ei sunt întotdeauna. Ei sunt întotdeauna, sigur. Și la noi e cu atât mai complicată cu cât este o evoluție absolut neaoșă, specifică, internă. Legionarii au fost un fenomen natural românesc. N-au fost un import din evident, a fost o influență. Au fost modelați și și-au modelat activitatea sub influența fascismului italian și a nazismului german. Dar ei au provenit de aici, din rândul nostru, și au crescut organic, natural, în baza frustrărilor, nemulțumirilor și alte manifestări interne românești. Așa cum tot o mișcare neaoșă românească a fost protocronismul idiot al lui Ceaușescu în anii 80, sperând că construiește o cale alternativă între Est și Vest, o mare gogomanie, o cale care, la fel ca și legionarismul în anii 30, ne-a dus la faliment economic și la izolare internațională. Asta este marea dramă. În acest moment, pentru a treia oară în decurs de 100 de ani, noi cochetăm din nou cu o astfel de abordare. O abordare bazată pe izolaționism, pe frică și repulsie față de celălalt, doar că e diferit de tine. Și sunt absolut convins că, la fel ca și acum 30 de ani, în anii 80, sau la fel ca și acum vreo 70 sau 80 de ani, în anii 30, dacă mergem din nou pe calea asta a ruperii de Occident și a dezvoltării atitudinii antioccidentale, tot în faliment economic eșuăm, pentru că nu avem cum, tot în izolare politică, poate cu o singură excepție, de data asta se va găsi cineva să ne cultive mai mult și ne îmbrească brațele ei, și asta evident că este Rusia. Mulțumesc mult, Iulian Fota, directorul Institutului Diplomatic Român, în direct la Digi24.